La nivelul județului Călăraș, în data de 19 noiembrie, situația generată de răspândirea virusului COVID-19 este următoarea. 1.506 persoane se află în carantină la domiciliu, 429 de persoane în izolare la domiciliu, 76 de persoane în izolare instituționalizată, fiind internate, 3.314 persoane confirmate de la începutul epidemiei, 1256 de cazuri active în momentul de față și 513 persoane au fost declarate vindecate. Precizăm că rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Călăraș este de 2,82. Printre localitățile cu cea mai mare incidență înregistrată regăsim municipiul Oltenița cu 5,43, municipiul Călăraș 4,81 și comuna Mitren cu 4,02. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis că atunci când incidența acumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare sau egală de 1,5 la 1000 de locuitori, comitetele județene pot decide restricționarea activităților restaurantelor și cafenelelor. Această măsură vizează și restaurantele și cafenelele din interiorul hotelurilor și pensiunilor, precum și activitatea sălilor de jocuri de noroc. Forțele de ordine constituite din polițiști, jandarmi și polițiști locali au efectuat în continuare acțiuni privind ordinea și siguranța publică, în contextul prevenirii și combaterii răspândirii noului coronavirus, cât și pentru descurajarea faptelor de natură contravențională. Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Barbu al județului Călăraș efectuează zilnic acțiuni de informare preventivă în localitățile județului, iar cadrele Inspecției de Prevenire desfășoară activități de îndrumare și control la operatorii economici și instituții publice în vederea respectării măsurilor prevăzute de lege. Cetățenii sunt rugați să respecte măsurile stabilite de autorități și de specialiști în perioada stării de alertă, precum distanțarea fizică, evitarea aglomerațiilor, igienizarea și dezinfectarea frecventă a mâinilor și și purtarea mijloacelor de protecție individuală, măsuri necesare pentru a proteja sănătatea tuturor.